noastră este una foarte complexă, interesantă și actuală de când lumea până în prezent. Dintotdeauna lumea și-a dorit, adică dintotdeauna lumea a avut dorință. Dintotdeauna au căutat modalități oculte, mai puțin oculte, secrete, evidente, materiale, mentale, energetice, informaționale, în diferite planuri, astfel încât să-și poată realiza dorințele. Cu toate acestea, mecanismele realizării unei dorințe sunt atât de subtile și atât de individualizate pentru fiecare, spunem, purtător de karmă, pentru fiecare purtător de psihic, care și ele la rândul lor, că sistemele noastre psihice la rândul lor sunt foarte diferite, sunt ierarhizate diferit și din cauza asta și modurile de realizare ale dorințelor nu sunt identice sau nu sunt la fel pentru diferiți oameni la diferite nivele de conștiință care se află sau purtătorii a diferitelor sisteme psihice. De aici apar o sumedenie de întrebări și problematici. Din motivul simplu, fiecare dintre noi, deși suntem foarte diferiți, totuși, oricât de diferiți am fi noi, putem fi și suntem de la bun început, de la naștere, plasați pe diferite nivele. Odată, de evoluția spiritului fiecărui dintre noi, de sistemul psihic pe care îl deține și cu ajutorul căreia operăm în realitatea asta, e ca și la calculator, softul. Uite, unul dintre voi are Windows 7, încă altul dintre voi are Windows 11, altul dintre voi are un alt fel de Windows cu care el operează în lumea asta, numită viață pământeană sau în Matrix, să mai spunem așa. De aici, modalitățile de realizare a unuia și aceluiași lucru la diferiți oameni este cum? Diferit. Cu toate că modalitățile de realizare sau de împlinire a unei dorințe este diferit de la om la om, în dependență de cum el este plasat, ierarhie și restul, cu toate acestea, toate informațiile sau cunoașterea dată poate fi încadrată în câteva, să spun și ele, structuri sau nivele care au lucruri, legături sau au lucruri în comun. Prin urmare, indiferent la ce nivel de viață ești, la ce bătrânețe a spiritului te afle, la ce nivel de evoluție și ce fel de sistem psihic folosești, toți oamenii au lucruri general valabile sau comune pentru oricare tip de om ar fi el, în direcția realizării dorințelor. Și lucrul ăsta trebuie de înțeles foarte, foarte bine. Dacă tehnologia realizării dorințelor ar fi una cunoscută, standardizată și ar fi una și aceeași care nu s-ar modifica de la o perioadă istorică la altă perioadă istorică, atunci, în mod evident, ar fi apărut o țară sau un om care era un fel de Dumnezeu pe pământ, pentru că el putea să realizeze orice dorință. Chiar și dorința de a anula dorința altuia. Există o astfel de țară pe pământ. Eu zic că există. Și nu-i una, ci când începe ele să bată între ele, deja afli că-s două. Și dacă în a treia două intervine și a treia de o parte sau de alta, sau ca a treia parte, bătându-se pentru același tort, înseamnă că a mai apărut o țară care încearcă să-și realizeze și ea ce interesele, adică dorințele sale. Ei, când vorbim de om, aici lucrurile se nuanțează și capătă cu totul altă, spunem așa, cromatică și labirintul pe care va trebui astăzi să le înțelegem. Doar să le înțelegem. Mai departe va fi treaba fiecăruia dintre voi, în mod particular, ce veți face cu informația asta, cât de bine ați asimilat-o, cât de bine o interiorizați, apoi o internalizați și cum veți reuși cu asta mai departe să vă realizați ceea ce se numește dorințe. Prima dată va trebui să ne clarificăm însă însăși termenul. Ce e o dorință? Pentru că dacă noi nu știm ce e aia mămăligă, de exemplu, nu o să știm niciodată nici cum o realizăm. Este evident.
Puteam asta să nu spun, dar m-am asigurat. Am zis, așa că poate unii dintre voi să aibă, spunem așa, dificultăți la sistematizarea informațiilor sau abstractizare sau restul. Și atunci te facem așa o chestie. Dacă nu înțelegem ce e mămăligă, noi nu o să putem niciodată realiza, chiar dacă vom avea toate ingredientele sub mână la noi în față. Tot așa și aici. Nu vom înțelege niciodată cum se realizează o dorință dacă noi nu vom înțelege ce e o dorință. Este dorință sau nu-i dorință? Poate că e doar jelanie, poate că e doar năzuință, poate că e visare, poate că e fantasmă, poate că e mama, poate că e dracu, poate că sunt o sumedenie de lucruri pe care noi pe toate la un loc le numim ca fiind dorință. Asta este o problemă generală astăzi în lume, în lumea în care fiecare om are impresia că binele este ceva personal, fiecare cum îl interpretează. Dumnezeu este, depinde cum îl interpretez. Fericirea este, depinde cum îl interpretez. Dacă interpretăm fericirea fiecare după capul nostru, atunci și necazul sau suferința sau drama poate fi interpretată de fiecare în felul lui. Și atunci dacă tot interpretăm în felul lui, uite, de exemplu, cred că în Ucraina nu e niciun fel de dramă. Poate lor le place. Definiți voi ce e a dramă. Dacă voi aveți fiecare dintre voi propria părere despre ceea ce înseamnă fericire sau ce înseamnă Dumnezeu. Realitatea uneori ne arată că chiar poate și le place, adică poți trage astfel de concluzii că unora de acolo chiar le place ce se întâmplă. Pentru ei este fericire. Unii se îmbogățesc, de exemplu, pe Zelenski, de exemplu, într-o scurtă perioadă de timp a ajuns miliardar. Pentru ei este fericire curată, pentru alții nu. Depinde, în același joc se află toți, dar toți se interpretează fericirea, nefericirea, necazul, iubirea față de aproape și față în felul lui. Asta este tragedia umană de astăzi, că fiecare a început să interpreteze după capul lui, tâmpit de multe ori softul învechit, ceea ce înainte era un lucru a general acceptat. Tot omul știa ce-i fericirea, ce-i Dumnezeu și ce-i dracu. Cum fiecare dintre noi are propriul lui Dumnezeu și îl interpretează cum vrea el. Tot așa mâine pe mâine o să începem, fiecare interpretează după capul lui cum e 2 plus 2, 4 sau 5. Da, vrem 5, dar la voi în România poate 4, la noi 2 plus 2 e egal cu 1. Și uite, cam așa. Când trebuie de dat, când trebuie de luat ceva, 2 plus 2 va fi egal cu 9. Asta este așa, tendința americană. Când dăm ceva 2 plus 2, 1, când, nu știu ce, când luăm ceva, 2 plus 2 e egal cu 9. E, așa ceva lucrurile nu pot să meargă foarte departe și evident că lumea se va sataniza, pentru că acestea sunt lucruri satanice, deformarea adevărului, sub diferite lui forme, colorarea lui, împachetarea lui în diferite forme decât el este inițial, deformarea semanticii, semioticii și pragmaticii, oricărui cuvânt care are interpretare în cerurile sale, fiecare cuvânt, iar fiecare silabă, vine dintr-un anumit cer. Nu toate cuvintele sunt așezate așa în același, uite, ca și cărțile de la mine în spate, tot așa. Și cuvintele, noțiunile sunt așezate în ceruri pe căprării, pe nivele, pe interpretări, pe sensuri. Dacă lucrul ăsta nu înțelegem, atunci în biblioteca asta facem un harabagură, că când o să-ți trebuiască o carte de fantastică, nu o să știi pe care policioară să o cauți. Dacă cumva întâmplător există un pic policioara ingineriei, o să crezi că fantezia este o inginerie. E luat-o de acolo. Sau că cineva a mutat un timp. Este așa o armă, una foarte periculoasă care se folosește în direcția actuală, arma cronologică, adică a schimbat datele când și ce lucruri s-au întâmplat. Câteodată a schimbat cu o zi mai încolo sau cu o zi mai încoace și se schimbă istoria. Sau a schimbat interpretarea. Adică, uite, lucrurile n-au fost așa și trebuie să le interpretăm puțin altfel. Cum astăzi se întâmplă, de exemplu, Biden spune pe față ceva și ai noștri de la televiziune depun tot eforturile să ne explice că el a vrut să spună altceva. Și, de fapt, o și-a spus altfel. Deși eu l-am auzit cu urechile mele ce a spus omul ăla. Dar mie încearcă să mi-l interpreteze ca și cum eu sunt nebun. Eu n-am înțeles ce vreau să spună ăla. Sau n-am auzit ce a zis ăla. Trebuie să înțelegeți asta. Păi, nu, este așa. E ca și cum v-aș înjura și voi încerca să interpretați asta, că este de fapt o binecuvântare. Bun, hai să vedem, să ne apropiem de tema noastră mai aproape. Ce e aia până la urmă o dorință? Să ne clarim, asta e foarte important. Fără asta nu putem face un pas mai departe. Bun, ce este o dorință, cum se împlinesc dorințele
și care este legătura lor cu legile universului. Bun. Dicționarul limbii române, care este foarte, vă spun de la mine, foarte stufos, dar foarte, în multe, extrem de multe locuri, foarte ironat. Ironat în sensul de a interpreta cuvintele, noțiunile și sensurile care sunt. Spune așa, stare sufletească a celui care tinde, râvnește, aspire la ceva. Memorați cuvintele astea foarte bine, că o să avem cu ele de a face în viitor. Deci, este o stare sufletească. Când spunem sufletească, putem să adăugăm încă un cuvânt, adică psihoemoțională. Nu e o stare psihofizică, vedeți? Este doar o stare psihoemoțională. Acelui care tinde, răvnește, aspire la ceva. Sinonimi, aspirație, năzuință, dor. Dor de la mă doare și dor de la mi-i dor, de Maria. Dorul ăsta are două sens. În rusă, pentru dorință, mai există un cuvânt foarte interesant, se numește ahota. Da, ahota înseamnă, are și alte semnificații. Ahota în sens de poftă, mi-i dor, adică mi-i poftă de un pahar de vin. Sau ahota în sens de vânătoare, adică vânăm ceva, vânătoare. Uite, mai jos scrie așa, altă, punctul 1.1, altă accepțiune a definiției de a dorință, ceea ce constituie năzuință, de la nazuri. Aveți nazuri, adică fiță, adică hachiță, năzuință. Aspirația cuiva. Memorați cuvântul aspirație. Vezi, nu-i e cu aspiratul, nu-i cu ejectarea, cum ar fi, ci din potriva, a aspira. Atrage în interior, adică. Doi, poftă, în sens de gust. Poftă de mâncare, de a bea ceva, e poftă. Sinonime, gust, poftă, voie. Trei, atracție erotică. Sinonime, iubirea. Atracție erotică nu este iubire. Atracție erotică este pasiune. Pasiune rămâne tot restul vieții și niciodată nu se transformă în iubire. Dar în limba română, atracție erotică înseamnă sinonim iubire. Adică dacă eu mă sunt atras erotic de Vasilița, înseamnă că o iubesc. Sau vreau să o iubesc. Dar ea nu vrea. Eu vreau să o iubesc, vă dați seama, și ea nu vrea. Adică cum? Adică se refuză iubirea. Dacă refuzi iubirea, înseamnă că nu, nu de la Dumnezeu femeia respectivă, e de la dracu, că aia nu-i place cu iubirea, se teme de iubire, de acum, că eu vreau să o iubesc. Dor, dori, plus sufixul ință. O să găsesc foarte multe cuvinte care au la sfârșit sufixul ință. Tendință, voință, ința asta înseamnă ceva mult mai mult decât doar un sufix. Dorință, aspirație, cerință, deziderat, doleanță, doleanță, adică când îi spun cumva doleanțele mele, condoleanțele mele, așa, bun, poftă, memorați cuvintele astea, o să avem cu ele de a face în viitor.